Bună, dragilor! În videoclipul de astăzi vă arăt câteva cumpărături făcute la Pepco și câteva făcute la Penny. De curând s-a deschis un magazin în apropierea mea Pepco. Am tot văzut multe, multe clipuri pe YouTube cu cumpărături Pepco și clar că mi-am dorit să ajung și eu. Am zis că o să mă duc doar să mă uit, să-mi fac o idee. Clar că m-au atras foarte mult decorațiunile de Crăciun, dar am zis că este mult, mult prea devreme să cumpăr. Dar bineînțeles că nu am putut să ies cu mâna goală și am luat și eu câteva chestii de 116 lei. Haideți să vă arăt ce am cumpărat. Nu uitați, dacă vă plac videoclipurile mele, apăsați pe like și dați o abonare pentru că este 100% gratuit, dar pe mine mă ajută tare mult. Vă mulțumesc frumos! Am cumpărat acest set de ustensile pentru bucătărie, sunt 4 la număr. O plei 50, un pachet de șervețele umede, 5 lei, am luat și această răzătoare, mi se pare practică, așa, doar cu o singură parte, față de ceea care o am eu acasă, acum pare destul de mărișoară și de incomodă, 5 lei. Am luat și o mătură din aceasta, 5 lei, coada am eu, este destul de moale aici, ceea care o am eu acum s-a tocit și parcă nu mai mătură bine, parcă e greoaie. Am luat și acest set de linguri, sunt 6 la număr, a costat 16 lei. O sticlă cu pulverizator, 3 lei, este bună în casă. Am luat și o lumânare, 6 lei 50, cu fructe de pădure, miroase tare, tare bine. La casă erau aceste baterii, 6 lei 50, chiar fetele de acolo tot întrebau cine dorește. Avea ofertă bună. Noi aveam acumulator pentru ceea ce folosim în casă, dar am zis că vine Crăciunul și poate, nu știu, poate mai cumpăr vreo decorațiune, vreo instalație și o să fie nevoie. Sunt 6 la număr. Am luat și acest set de elastice pentru păr, 5 lei. Am luat o tigaie, 32 de lei. Are 24 de centimetri. Pare ok. Acum, na, la 30 de lei nu pot să am așteptări așa de mari. Am luat și acest tocător, 13 lei. Prima dată am pus mâna pe unul din acela de plastic, adică îl punesem în coș la 10 lei și când l-am văzut pe acesta mi s-a părut mai practic, are și acest mâner, adică pot să-l agăț dacă vreau. E mult mai ok ca cel de plastic. Și soțul meu și-a cumpărat un fes, a fost 10 lei, vă arăt doar prețul pentru că el a luat fesul. Și de la Penny este acest ulei intrat în ofertă la ei, de astăzi fiind miercuri, 26, dacă nu mă înșel. Da, este în 26 până pe 1 noiembrie, este valabilă această ofertă. Litru de ulei este la 8,99, să vă uitați foarte bine la etichetă, pentru că a fost fata zilele astea și mi-a cumpărat o sticlă de ulei care la raft era cu 10,99 la ofertă și la casă i-a luat 12,99, deci nu s-a ținut cont. Să fiți foarte atenți, cam asta, cam așa arată eticheta și îl găsiți la 8,99 până pe 1 noiembrie, inclusiv 1 noiembrie. Eu zic că este o ofertă bunișoară la cât s-a scumpit uleiul în ultima perioadă. La ofertă este și această cafea de la 20 de lei la 14,99, are 500 de grame, este tare bună, este a doua oară când o cumpăr, chiar îmi place. Uleiul este de la 10,99, din câte știu eu, prețul normal la 8,99. Mai am două produse care le vedeți constant în videoclipurile mele, acest cappuccino 100 de grame la 2,45 și cofeta care o savurez în fiecare dimineață la cafea, 3,49, 200 de grame. Am luat și acest deodorant
pentru el, da, îl folosesc și eu super, super bine, 60 de grame, 11,59 lei. Și un set cu 10 biguri, 7,99 lei. Nu sunt cele mai bune, dar sunt ok. Și încheie acest videoclip cu laptele de la Boni, 1,5% grăsime, 4,99 lei, și acest popcorn, 2,29 lei. Noi facem în casă des. Dragilor, vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Vă mai aștept în continuare cu abonare și cu un like, bineînțeles, dacă vă plac videoclipurile mele. Pupici!